Las. Te doare, Bri? Bri nu poate să meargă. Da, nu poate să meargă. O, săraca. Aici, da? Uite aici. Gândi, știe mama că te dor bubițele. Ia uite câte bubițe are aici. Aici, deja se infectează. Numai pișcăturile de țânțar. Pișcăturile de țânțar, da. Și mami, tu ce-ai pățit aici? Uite, și la pot și aici. Eu am avut un accident. N-am făcut asta și iată ce am pățit. Putea fi mai grav. Bună dimineața! Dimineața! Prima zi. La mare, a treia oară. Și am întârziat la masă. Nu că am întârziat, aproape se termină. Hai să mâncăm, mai sunt 20 de minute. Bună dimineața, Teo, mergi cu noi? Bravo! Bună dimineața, Bri! Hai și tu, Bri! Hai! Dar Mara, unde ești? Mara doarme. Bună dimineața, Mara! 2, 3, 3. Hop! Gata! Mergem la masă! Până la urmă, Bri și Mara! Hai, Mara, odată, parcă ai zis că mergem. Teo e frig. Pentru astăzi avem planificate ceva activități? Nu, dar ar trebui date. Trebuie să ne revenim, încă suntem obosiți de pe drum. Da. Briana lapte cu cușcuș. Mami, roșii. Roșii. Teo lapte cu cușcuș. Și tate de dimineață, așa, cu de toate. Mara, unde e? Își alege de mâncare. Încă? Teo e gata, pregătită. Mara e gata. Mara e gata, mami e gata. Briana e gata. Și tati. Eu merg. Și tati e gata. Hai. La mare. Din nou. Din nou. Mara, Teo. Hai, veniți. Nu e rece. E bună. Colăcelul! Hai! Hai, mami, în apă! Stai, tati, protecția întâi! Să ne dăm cu spray! Hai, tati! Haide! Fii cu tati! Hai! Haide, Bri! Haide, Bri! La mare! Ti Teo! Hai, Teo! E bine? E bine, Bri? Da. Să te leg? Da. Aha, aici. Hai, Teo! Haide, Teo, în apă! Mara, cum e apa? Bri! Hai cu noi, Bri! Hai cu noi, Bri, hai! Hai cu tata și cu Mara și cu Teo și cu Măruța. Ia m-am scufundat. Ți-ai băgat părul, da, în apă. Ia. 3, 2, 1 și la partea asta. Da, ia vezi. Stai, Măruța. E bine, Briaco? Da. Ia-s-o la umbră. Da. Este chiar fain colăcelul ăsta cu umbră. Ia uite, fără centură, uitați. Pa, pa. Wow, Teo, bravo, Teo, ești curajoasă. Așa, Teo, bravo, bravo, bravo. Hai, Mara. Nu, lasă-mi la fără centură. Și gata, mami. Gata, mă duc la bebe, că bebe a ieșit înaintea mea. Ia uite ce frumos să ia. Cum e bubulina? E bine? Bravo! Și fetele nu vor să iasă. Nu vor să iasă. Le place foarte mult, apa este caldă, e plin sezon și e full pe plajă. Dar uite că fetele, la nisip! Drienuța are o mare problemă. Ce problemă are? A fost pișcată la brăila de peste 20 de țânțari și se umflă toată. E alergică. Și o să dureze o lună până ei se vindecă. Uite cum e. Avem o bubiță aici. Unde mai e? Uite, piciorul ăsta e umflat tot. Uite, uite, uite un pic cum pun mâna. Dar uite. Nu se vede. E umflat. Te doare, Bri? Nu, nu. Nu poate să meargă. Da, nu poate să meargă. O, săraca. Aici, da? Uite aici. Hai că o să te faci bine, da?
Hai să vă pună mama călăruțele. Hai. Unde ați fi călăruțele? Dedesubt, 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 acolo. Una, două. Bravo. E bine acum? Așa. E gata apa! E rece apa! E bună apa! E super! Nu mai plânge, știe mama că te dor bubițele. Ia uite câte bubițe are aici, aici. Deja se infectează. Numai pișcăturile de țânțar. Pișcăturile de țânțar, da. Aici, pe piciorul ăsta, aici. Aici e umflat, uite, ăsta e umflat tot, tot, uite cât e de umflat, uite. Și pișcătura e aici, nici nu, dar toată glezna e umflată. Vrei? O să te faci bine? Ia să vedem și pe spate. Pe mânuța aici, pe mânuța aici. Și aici, și aici. Și uite, și aici se umflă. Ce să dăm noi oare? Avem un, avem un creion pentru... de după pișcăturile de țânțar, dar nu știu cât efect are, am dat-o cu păr, inclusiv pe fața pișcată, dar n-are decât una pe față. Și mami, tu ce ai pățit aici? Uite, și la pot și aici, eu am avut un accident, m-am scos din centură ca să o aranjez pe Briana în timp ce mergeam și tatea a fost nevoie să pun o frână, că altă mașină a intrat în fața lui și când a pus frână, am plonjat peste scaunul din față, peste Teo. Peste tine, Teo. Da, și am venit cu potul sus în centură, iar cu piciorul în potiera de la scaunul Teodorei. Și uite ce am pățit. Așa că voi sta în concediu la mare cu Dita mai bunătaia. Așa că purtați centurile, chiar dacă plâng copii că vor lucruri, trebuie să faceți în așa fel, să nu vă scoateți din centuri în timpul mersului, chiar dacă stați în spate. Eu ar fi trebuit să-i zic lui tati, tati trage pe dreapta, și abia apoi să mă ridic din centură și să rezolv problema. N-am făcut asta și iată ce am pățit, putea fi mai grav. Și gata marea pe astăzi? Pentru dimineață, poate mai venim după amiază la mare. Vom merge un pic la piscină și apoi trebuie să mergem la masă. Ciao. Unde vrei tu, Mara? La piscină. Mara vrea să meargă la piscină de când am ajuns la mare. A intrat un pic în apă, tata, eu plec la piscină. Zic, nu, stai la mare, că de asta am venit la mare. Așa la piscină puteam să mergem și la Bacău, nu? Corect. Melodia preferată a Marei. Nu, ea e a resortului. A, da. Cum e, Bri? La spălat. Hai, du-te și tu la spălat. Să mă salvă. Teodora foarte entuziastă pentru că va intra în piscină fără colac. A învățat să înoate, singură. În piscina mare. Hai. Bravo, Teo! Singurică! Cum e? E mare și adâncă și rece. Deci, mergem la masă. Am ajuns la masă și am văzut-o pe primul cum de una singură. Poftă bună, Bri! E bun ce papi acolo? Bravo! Poftă bună! E bună! Și mai ce? Ce să ia? Cas? Ia gustă să vedem, poate îți dai seama. Ce? Castraveți și pizza, poftă bună. Și brânzică. Hai să mergem să ne luăm și noi, da? Eu astăzi cu paste, da, mult parmezan. Să mă aduc felul. Nu, vine nu mănânc. Mami, tu ai început cu desertul? Salată, pepene. Poftă bună. Mulțumim. Am un creion după înțepături pentru copii. Hai să o dăm pe Briana și să vedem și câte înțepături are. Aici avem una. De mânuța ilaltă. Două. Trei. Patru. Și aici pe față un pic. Cinci. Și acum piciorușele. Aici o adevărată provocare. Depărtează picioarele un pic. Și avem 6, aici una imensă, uite cât s-a umplut. 7 și pe aici 8
9, 12, 13, 14, 15, 18, 19. 20 la piciorul ăsta sau? 20. Aici 21. Aici 21. Te mai care nu poate să-mi ia. 22 de pișcături. Iar acum mergem la piscină. Am terminat un sketch pe care l-ați văzut zilele anterioare. Știu că v-a plăcut și nouă. Și dacă vreți partea a doua, să adunăm la acest clip 30.000 de like-uri. Ce părere aveți? Știu că vreți, că mi-ați scris asta în comentarii. Vreau și partea a doua, vreau și partea a doua, vreau și partea a doua. Când mama deja are memoria recuperată, dar se preface, iar fetele nu bănuiesc nimic. Iar eu mă duc în piscină cu fetele acum. Au fugit, abia au așteptat să termine. Nici n-au mai stat să facă miniatura. Nu voiau să mai facă ultima parte. Știau că se termină sketch-ul și că vor în piscină. Au fugit deja acolo. Du-te, tati, după ele. Eu strâng pe aici și învăț de treaba mea. Și am venit acasă, fetele s-au schimbat. Eu am fost și am făcut ceva cumpărături. Vrei să vezi ce am cumpărat? Intră pe story! Priviți acum pe story! Noi nu vrem să vedem! Vrem să fie o surpriză! E seară și am ajuns pe plajă pentru că pregătim un challenge! Super challenge pentru fete! Cu chestii pe care le-a cumpărat tati! Ia priviți un story! Și bomboane! Chupa Chups așa, cu Angry Birds. Așa, XXL, cu ștrunfi. Și astea sunt cu ceva surprize. Nu știu exact. Dar așa le iau fetelor. Asta e cutia lor. Toată. Și bebele nostru doarme. Uite ce simpatică e. Dar fetele, ce fac fetele acolo? Ce faceți fetelor? Vă pregătiți pentru challenge? Da! Super! Gata, strânge repede și fugim la masă, că tati, se termină programul de masă! A, apropo, noi am terminat challenge-ul și iată cu câte dulciuri s-au ales fetele! Fetelor, după masă! Tem, 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 tem! Apoi nu mai mănânci nimic! Hai la masă, fetelor! Te fămiță? Da! Ce să mănânci? Eu vreau să mănânc ciocolată din aia! Ce ciocolată? Din aia! Oh. Ah, oh. Din dulciurile care le-ați descoperit voi în nisip, da? Da, ah. Alea. Da, da, da. Cu ala. Super. Poftă bună, Mara. Eu tremur, că azi am fost atât ziua în piscină. Tremur de foame? Da. Eu nici nu m-am așezat la masă. Hai, stai jos. Poftă bună să avem cu toții. Am venit și eu. A venit și Teo. Bine, hai, așa stai și mănâncă. Gata, am stat la masă. Și acum mergem să vedem ce fac fetele la mini disco. Ne-am plimbat cu liftul, tati, toate etajele. A, băi, acum. Da, fără să vrem. Da, bri? Am urcat în lift, am zis, dar tot era deschis la noi la ușa acolo, zic, hai să luăm până la parter, un etaj. Și ghiciți ce? Când am văzut că e roșu, tot îmi venea la 2 și mă dau jos. Am zis, hai, dacă am urcat la 2, acum ce mi-e încă două? Corect. Și m-am dus la 3 și m-am dus la 4 și tot așa. Și apoi am coborât. Și aici avem iată petrecerea jonglerii, tati. Uite. Happy to see you. Life rest to stay. Și distractiv așa încheiem seara. Vă spunem la revedere. Pa, 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 pa. Mara e pe aici pe undeva. Uite pe Mara. Mara. Pa, pa!